un proiect de suflet și al meu ca primar, dar și al întregii comunități. Reabilitarea centrului istoric din Piața Unirii și până la prefectură. Un proiect de 4,5 milioane de euro, din care 4 milioane 300.000 de euro finanțare europeană și 200.000 de euro componenta locală din buget local. S-au reabilitat tot ceea ce a însemnat zone verzi, tot ce înseamnă infrastructură, rețele de utilități, apă, canalizare, gaz s-au schimbat. Un lucru foarte important, toate cablurile supraterane au fost îngropate în camerete pentru a da o imagine de ansamblu frumoasă cu vedere spre cetatea Devei, un alt proiect frumos și ambițios pentru care am obținut o finanțare din fonduri europene de 5 milioane de euro. Așa cum trebuia suprafață de zonă verde cu peste 800 de metri pătrați. S-au plantat suplimentar arbori și arbuști și pentru Deveni această zonă, zona 0 a municipiului Deva, centrul istoric, reprezintă de primăvara și până toamna zona în care cei mai mulți deveni vin, să spunem, în promenadă în această zonă, făcând legătura între centrul istoric, parcul mare al cetății și cetatea, și aici mă refer la întreg conul vulcanic. Deci este o zonă de aproximativ 1,5 km care pe mai multe segmente s-a reabilitat în așa fel încât să creăm un spațiu ambiental și pentru devenii care locuiesc în acest minunat municipiu, dar și pentru și un lucru foarte important pentru turiștii care vizitează municipiul Deva.